Dragi prieteni, avem alături de noi în studio pe domnul Varojan Vozganian. Nu o să vă mai înșir titlurile, pentru că sunteți foarte cunoscut în spațiul politic cu precădere. Dar tocmai de-aia o să fac o precizare pentru cititor, să nu creadă că o să avem o discuție legată de alegeri, doctrine economice ale autoconsumului, protocoale, sunt bune băncile sau sunt dușmani ale poporului și așa mai departe, ci vom discuta despre literatură și puțină istorie. Aș fi dorit ca interviul să aibă loc pentru 24 aprilie, deoarece e o dată foarte importantă pentru poporul armean, când se comemorează una din cele mai mari tragedii ale secolului trecut, începută din secolul XIX chiar. Atunci un șir de tragedii, început cu progromul turcesc în 1895, continuat în 1915, 1916, 1920 și tot continuat așa, a ajuns la sovietici care aproape au dus la exterminarea unui popor. Am zis că să nu mai trecem prin toate cifrele istorice și prin toate acele imagini groaznice, care sunt destul de cunoscute, cred eu, și am zis să le exemplificăm prin cartea pe care dumneavoastră a scris-o, Cartea Șoaptelor, o carte a morților, cum ați numit-o, la fel ca Șoacul Evresc, de amintire. Unul, cum îl prezintă critica și cum cred și eu, una din cele mai bine scrise cărți de după 90, o carte extrem de densă, de bună și care va stârni cititorul la, cu siguranță va stârni cititorul la meditație și cu siguranță îl va face să aprofundeze subiectul tragediei armene. Spuneți dumneavoastră, inspirat, cartea e numită, mi-a plăcut foarte mult într-o cronică din România Literară, un pateric armenesc, până la un punct, o să discutăm și apoi și de patericul ăsta, unde se termină el. Dumneavoastră numiți o carte a morților care povestește despre cei învinși, ce nu trebuie dați uitării, de ce despre învinși sau cum au devenit învinși și învingători. Întâi, aș vrea să spun că această carte a șoaptelor este în primul rând o biografie a secolului 20. Ea vorbește despre războaiele mondiale, despre gropile comune, despre apatrizi, despre lagărele de concentrare, despre genociduri, despre ideologiile folosite ca instrument al autorității. Nu vorbește numai despre armeni, vorbește și despre români. Cea mai mare parte a acțiunii se petrece în România. Vorbește despre nemți, despre evrei. De ce spun că nu vorbește numai despre armeni? E drept că una dintre temele centrale este cea legată de destinul poporului armean, în lăuntrul tuturor acestor lucruri. Dar dacă vorbești despre o tragedie de o asemenea amploare, vorbești în același timp despre toate tragediile lumii. Marile tragedii nu au limbă maternă. Și interesant este că atunci când am fost în lume să prezint Cartea Șoaptelor, am discutat mai mult despre tragediile locului decât tragediile din Cartea Șoaptelor, pentru că fiecare găsea asemănări cu durerile lui, cu traumele lui nelecuite. De ce Cartea Șoaptelor vorbește mai ales despre învinși? Pentru că, dragul meu, literatura vorbește mai ales despre învinși. Între istorie și literatură e o diferență. Cărțile de istorie vorbesc mai ales despre învingători. Despre împărați, despre generali, despre regi. Cărțile de istorie vorbesc despre cei care au învins. Dar e ușor să învingi când ai puterea de partea ta. Cărțile de literatură vorbesc mai ales despre cei învinși. Despre cei care au suferit istoria în loc să o trăiască. Și o a doua deosebire esențială este că pentru istorie moartea este abstract. Citim, de pildă, că în războiul mondial al doilea au murit 50 de milioane de oameni. Și că în Holocaust au murit 6 milioane de evrei. Dacă mergi la Yad Vashem, la memorialul Holocaustului, acolo este o cameră, nu mai mare decât asta în care ne aflăm noi aici, cu un tavan care este luminat de un fascicul care face ca tavanul să se transforme într-un cer înstelat. Și acolo e o voce care neîncetat, ca o psaltire neadormită, spune numele copiilor morți în Holocaust. Când auzi numele copiilor, îți dai seama ce uriașă diferență între istorie și realitatea povestită literar. De ce? În istorie moartea e abstractă. Ce înseamnă 6 milioane? Un 6 urmat de 6 zerouri. Însă în clipa în care treci în literatură și dai nume oamenilor, dai nume suferinței, lucrurile sunt cu totul
dificile în literatură. Fiecare suferă pentru sine, fiecare moare pentru sine și de aceea literatura este mult mai convingătoare decât istoria. De aceea operele literare au reușit să emoționeze și să convingă mult mai mult decât discursurile politice. De pildă, un film ca lista lui Schindler sau o carte precum cele 40 de zile de pe Musa Dagare lui Franz Werfel, care vorbește de tragedia armenilor, au făcut mult mai mult cunoscute aceste tragedii decât discursurile politice. Cărțile de literatură sunt cărțile celor învinși pentru că numai cei învinși sunt adevărați învingători, pentru că știți, uitați-vă în istoria literatură, în istoria oamenilor. În istoria oamenilor veți vedea că adevărații eroi nu sunt împărați, ci poeți. Uitați-vă că toate armatele lumii s-au risipit, imperiile s-au destrămat, cetățile și-au prăbușit zidurile. Ce ne-a rămas? Ne-au rămas tăblițele de la Ninive, ne-au rămas papirusurile egiptene, manuscrisele de la Marea Moartă, incunabul Evului Mediu, cărțile lui Gutenberg, poate într-o bună zi și e-book-urile, dacă o să găsim o formulă prin care suportul magnetic să nu se demagnetizeze. Asta ne-a rămas. Iisus Hristos a fost un învingător, deși în viața lui a fost un învins. Dante Alighieri a fost condamnat la moarte și condamnarea lui s-a fost ridicată de Florența, de Consiliul Local la începutul secolului 21, dacă vă puteți imagina așa ceva. Cu toate astea, ei sunt mari învingători. Da. Literatura se scrie mai puțin pentru a celebra viața, cum am spus mai devreme, ci mai mult pentru a lupta împotriva morții sau pentru a ne învăța să luptăm cu moartea. Și spuneți dumneavoastră aici și în carte, adevărata istorie, cea care merită să fie povestită, e aceea care oricând, dacă ar fi destui să o povestească și alții să o țină minte, s-ar putea transforma în legendă, adică povestea cea mai puțin exactă cu putință. Șoaptele lui Vosganeanu au ajuns la noi și ne-au impresionat profund, lucru cert. Cum vrea autorul să ne raportăm la ele sau cum ar vrea bunicul Garabet, personajul în jurul căruia a construit cartea, un personaj cu foarte multă mieză, așa, să le primim. Bunicul a fost un personaj foarte interesant și, într-un anumit fel, el face parte dintr-o efigie pe care mulți au cunoscut-o sau au imaginat-o în viața lor. Îmi amintesc, de pildă, că tocmai prezența bunicului în Cartea Șoaptelor a făcut ca pentru unii, inclusiv din Columbia, bunicul să fie asemănător cu vrăjitorul din un veac de singurătate al lui Gabriel García Márquez, iar universul pe care el l-a creat să fie asemănător realismului magic din cartea lui Márquez. Și asemănările au mers într-acolo încât la festivalul Gabriel García Márquez, Cartea Șoaptelor a fost invitată de onoare, iar eu am fost acolo să povestesc despre bunicul meu Garabet. Cum ar vrea el să fie primite șoaptele? Vedeți, cartea nu are concluzii. Dacă mă întrebați ce spune cartea, eu am să vă spun că o carte trebuie să lase lucrurile neterminate. Pentru că concluziile omoară arta. Când pui concluzii, nu mai ai nevoie de cititor. Când pui concluzii, ele sunt ale tale sau ale tale prin personaj. Devii tezist. Atunci cartea e pamflet, e discurs politic, dar nu mai este literatură. În literatură, tu ca autor ești doar cel care mărturisește. Judecătorul este cititorul. Cititorul trebuie să fie al doilea autor al cărții. Când am spus Cartea Șoaptelor, am zis așa, când te duci la duhovnic să te spovedești, nu țip ca din gură de șarpe. Șoptești. De ce? Pentru că spovedanie are o marca sincerității. Deci, când ești sincer, șoptești. Sinceritatea nu se strigă și bună la colțul creștere, străzii. Decența. În al doilea rând, ține de șoapte. Când iubești, șoptești. Nu se spune răcnet de iubire, se spune șoaptă de iubire. Pentru că cel căruia îi spui că îl iubești, îți e aproape. Și fiindu-ți aproape, șoptești. Deci șoapta este expresia iubirii și a sincerității. Deci nu scrii mare pe plajă cu hashtag te iubesc de 1 mai. Sigur că poți să faci și asta, dar atunci e o problemă între tine și iubita. Da? Tu ai impresia că intri pe o rețea de socializare, dar de fapt rețelele astea mai puțin socializează și mai mult izolează. Poate că bunicului meu i-ar fi plăcut
o altfel de lume decât cea în care a trăit el. Bunicul a visat de pildă la o Armenie independentă, o patrie în care el să se reîntoarcă într-o bună zi, o patrie pe care n-a avut-o. Apoi bunicul a visat la o lume în care artiștii să aibă liniștea lor. Bunicul era de toate. Era pictor, era fotograf, făcea broderii, făcea, transcria pe note partiturile muzicale și slujbele bisericești și era dascăl la biserică, avea auz absolut. Era violonist. Adică făcea toate slujbele din care nu se câștigă bani. În ciuda etniei, spuneam așa. Da, da, nu da. Mi-am spălat obrazul în privința asta cu celălalt bunic, Setrag Melichian, care a fost toată viața lui negustor, în fine, până când comuniștii au luat tot și a rămas pasnic de noapte la liceul Buzești din Craiova, zicând Bogdan Prostei că n-a făcut și închisoare. Bunicii mei sunt ca cele două măști ale antice, ale tragediei și ale comediei. Unul din ei serios și înclinat către miezul lucrurilor, celălalt dispus oricând să râdă și să spună că totul în jur e minciună. Când nu ați avut o mică strângere de inimă să redați atât de abrupt fragmentul ăsta cu urmărirea și pedepsirea vinovaților la zeci de ani după eveniment, în contextul actual în care suntem educați cu privire la terorism și deci, la... Deci, al treilea personaj este bunicul meu Garabet, care socotea că cel mai important este să ierți. Dar vedeți dumneavoastră, el vedea iertarea ca o responsabilitate. Adică ierți atunci când cineva își asumă faptele astfel încât să-ți mai întâlnă doar. Deci este, iertarea este trebuie dialog. Trebuie să regreți prima dată care ca acela să acorde iertarea. Acum, eu nu favorizez pe niciunul din ăștia. Eu las pe fiecare să explice. De pildă, în romanul ăsta am văzut că l-aveți Copiii Războiului. În Copiii Războiului este un dialog între un tânăr care fusese bătut și arestat la Revoluție și unul din cei care îl bătuseră și îl arestaseră. Imaginați-vă că eu, care am făcut pușcărie în zilele alea, care am văzut cu ochii mei tot ce s-a întâmplat de la subsolurile de pe strada Euforiei și camera de tortură în care sângele curgea ca tapetul pe pereți, până la câmpul pe care am stat legați, până la Jilava, unde ne-au dus în subsolul și unde apa era până la genunchi. Am văzut toate. Imaginați-vă că eu a trebuit să construiesc un dialog între mine, de fapt, și cel care m-a agresat. Dar eu nu puteam, în mod tezist, să dau câștig de cauză, evident, celui bătut. Eu trebuia să-l las și pe celălalt să-și dezvolte propriile argumente. Și asta e marea provocare a unui autor, pentru că el trebuie să treacă uneori peste ceea ce crede el, așa cum și Dumnezeu, care zicem noi că e bun, a creat și oameni răi. Și asta nu pentru că el n-a mai fost Dumnezeu în clipa aceea, ci pentru că lumea trebuie să lupte. Și astfel încât Cartea Șoaptelor este o carte pe care cititorul trebuie să o scrie mai departe. Și mulți mi-au spus, știi, după ce m-am gândit la bunicii mei, adică mi-am dat seama cât de dor mi-e de bunicii mei. Alții mi-au spus că nu s-au oprit din plâns când au citit despre pelerinajul victimelor către deșertul Mesopotamiei, unde au murit aproape 1,5 milioane de oameni. Dar reacțiile au fost foarte diferite. Vezi dumneavoastră, Cartea Șoaptelor a fost lecturată în câteva sute de orașe din peste 40 de țări. Probabil că momentul culminant a fost în 21 aprilie 2015. A fost în literatura română un moment unic. Din păcate, el în România a trecut destul de neobservat, pentru că breaking news-uri pe lucrurile astea nu se fac. Festivalul de literatură din Berlin, care e cel mai mare festival de literatură al Europei, împreună cu Pen Club și cu Lepsius House din Potsdam, o memorial dedicat pastorului Iohannes Lepsius, vestit pentru activitățile sale în slujba drepturilor omului, au dedicat o zi luptei împotriva crimelor aduse umanității și au ales Cartea Șoaptelor, cartea simbol al acestei lupte. Și au făcut o lectură mondială. În 200 de orașe din lume, în aceeași zi, la aceeași oră, sigur, cu diferențe de fusora, au fost organizate evenimente publice, lecturi publice din Cartea Șoaptelor. Imaginați-vă că în aceeași zi de la Melbourne,
până la Buenos Aires, Los Angeles, Toronto, Edinburgh, Oslo, Stockholm. S-a citit din Cartea Șoaptelor și interesant este că în unele locuri, cum a fost Bruxelles, Graz sau Buenos Aires, în același timp s-au citit mai multe traduceri ale Cărții Șoaptelor. În total, 22 de traduceri, de la arabă, turcă și rusă, până la franceză, engleză și germană, au fost lecturate pe întregul glob. Reacțiile au fost diferite, să știți, în lume. De pildă în Israel, unde, politic vorbind, Knessetul n-a recunoscut încă genocidul. N-a recunoscut genocidul. A existat o sensibilitate sporită față de Cartea Șoaptelor, până într-acolo încât Asociația Scriitorilor de Limbă Ebraică n-a mai propus în anii 2013 și 2014 un scriitor evreu Comitetului Nobel pentru Literatură, ci m-a propus pe mine. Deci, evreii au propus un armean, scriitor român, pentru premiul Nobel, spunând că pentru poporul evreu această carte este de mare ajutor, pentru că o tragedie de această factură face mai sensibil opinia. Cum se împacă, cum a putut să scrie politicianul Varujan Vozganian, un tip impetuos, vulcanic și chiar polemic, și mă opresc aici, așa. Dacă n-aș fi fost om politic, poate că n-aș fi putut să scriu cartea asta. Sau Copiii Războiului. Copiii Războiului este istorie a poporului român de la al doilea război mondial încoace, în care o să găsiți de la foametea de după război, vânarea partizanilor din munți, ce să vă spun, anii 60, revolta de la Brașov, hăituirea mișcării transcendentale, revoluția, până la mitingul polițiștilor din 2010, o să găsiți tot felul de evenimente și personaje. Cu toate astea, Copiii Războiului nu încearcă să asmută pe unii împotriva altora. Copiii Războiului nu încearcă să separe pe oameni în bușire, ba chiar uneori în mod paradoxal, nici nu știi pe unii cum să-i numești. Îți dai seama că în mod normal în lumea reală nu trebuie să legi un singur atribut de un singur om. Pentru că atunci e clar că tu nu-l cunoști. E pentru că am trecut mai repede la, și acum, la Copiii Războiului. Da, nu, dar să vă spun ceva legat de asta. Ce aduce omul politic? Omul politic înțelege că nimeni n-are dreptate până la capăt. Că atunci când vrei să spui că tu ai adevărul, tu nu faci decât să propovăduiești propriul adevăr, fiind orb la adevărul celorlalți. Și când spui că tu ai dreptate, în dauna altora, tu dreptatea nu poți să o impui decât cu sabia sau cu cătușele. De aceea un politic, atunci când are experiență și a înțeles ceva din politica pe care a făcut-o, este mai conciliant, înțelege că e ca la picnic. Dacă vrei să se sature toți, trebuie să pui în mijlocul mesei. De aceea vezi, Cartea Șoaptă, deci vorbește despre o tragedie extraordinară. Eu povestesc aici cum mare parte a familiei mele a fost omorâtă. Cu toate astea, nu-i scrisă cu dușmanie. Ea nu instigă la ură față de poporul turc. Aveți un episod, pentru că am sărit așa repede și asta vreau să mă întorc, un episod despre rezistența anticomunistă din Vrancea. Un episod impresionant pe care îl cunoșteam, am și fost acolo, am și eu am stat de vorbă cu oamenii, am și scris pe tema asta foarte mult. Am rude care au luptat în munții Banatului cu arma în mână. Revin și la această carte, că vă apropiați de Banatul meu acolo la Severin cu cartea, și dau citare personajului principal, Matei Visarion, colonel general în retragere, renumit acolo, de miliție, care a fost securist, care făcea parte din trupele de securitate, pentru că în carte vânează luptători anticomuniști. Și citesc așa din carte: câtă vreme porți uniforma, răzbunarea nu e un păcat. Poți săvârși cruzimi fără să fii acuzat că ești rud. Poți ucide fără să fii ucigaș. Și parcă l-aud pe generalul Preșiță vorbind cu ani în urmă la televizor, împăunându-se așa cum îl tortura și îl pămâia el pe Paul Goma. Dar tocmai pentru că vorbeați de discursul ăsta politic, care trebuie să fie unul echilibrat și civilizat, și am zis că nu mai intru în politic, nu dăm nume, dar mă întorc la un personaj actual care consideră că rezistența anticomunistă din munții României a sabotat statul de drept și rezistența armată. El n-a spus asta. El a spus altceva, că s-a pus în discuție rezistența anticomunistă de până în 1945
Și el a spus nu putea să fie rezistența anticomunistă până în 45, pentru că discuțiile au fost era aliați cu rușii. Eram aliați cu rușii. Dar în Copiii Războiului eu aduc în discuție câteva personaje, cum ar fi de pildă Ion Gavrilo Goran, care este un personaj legendar, care s-a ascuns 25 de ani de securitate și care a fost salvat de la condamnarea la moarte după ce a fost prins numai prin intervenția lui Henry Kissinger, secretarul de stat american din vremea lui Nixon. Este apoi Elisabeta Riza. Da, un personaj pus la index în urma unei legi făcută de un fost coleg de partid. Legea Crin Antonescu. Da, sunt anumite legi care, dacă se duc prea departe, se îndreaptă împotriva spiritului din care au fost create. Această lege ar fi vrut să pedepsească extremele, extremismele, cultul sângelui. În cazul lui Gavrilo Ogoranu, care a fost membru al unui cuib, să-i spunem, într-o frăție în vremea liceului, pe el trebuie să-l așezăm de partea cealaltă a victimelor. În niciun caz pe Ion Gavrilo Ogoranu nu putem să-l așezăm de partea călăilor. Pentru că el, chiar dacă ar fi avut o vină, deși, repet, era foarte tânăr când a intrat în frățiile de cruce, el și-a răscumpărat vina cu vârf și îndesat și el, ca și Elisabeta Rizea, ca și alții, sunt trecuți în partea victimelor. Când mi s-a spus de la Focșani că atunci când este evocată revolta țăranilor de la Suraia și cea de la Vadu Roșca, cei care fac asta citesc fragmentul din Cartea Șoaptelor. Vedeți dumneavoastră, eu am fost întrebat de ce Cartea Șoaptelor este ficțiune? Pentru că tot ce scrie aici s-a întâmplat. Personajele au fost reale. Poți să mergi și să le cauți casele, să le cauți rudele. Unele chiar mai și trăiesc. Asta e o întrebare de bază. De pildă, personajele astea fantastice, de pildă, cât, da, de pildă cât la, sunt rupte de pildă din realitate, la Buenos Aires, la Buenos Aires, la Biblioteca Națională lui Borges, cel care a deschis festivitatea a fost Eduardo Seferian, un patriarh al comunității armene și un om extrem de respectat în mediile politice, economice și sociale argentiniene, și care și-a găsit numele în Cartea Șoaptelor. La fel s-a întâmplat la Los Angeles, unde am prezentat cartea în memorialul Simon Wiesenthal, adică din nou evrei au avut această deschidere către noi. Dar, care e diferența totuși? De ce nu e documentar? De ce e ficțiune? Pentru că această carte, ca și Copiii Războiului, adaugă simbolul. Vedeți, noi trăim într-o lume în care adesea trecem pe lângă sensul real al lucrurilor. Părintele Galeriu mi-a spus o dată în anul 2000, când eram foarte abătut după rezultatul unor alegeri, de care poate vă amintiți, am fost la el și l-am întrebat, părinte, ce se întâmplă? De ce nu reușesc eu să comunic cu poporul român? Și el mi-a spus, nu vă zgânie, zice, uite explicația. Și imaginați-vă, un preot ortodox s-a dus la bibliotecă și a scos o carte. Ce carte credeți că a scos preotul Galeriu din bibliotecă? O carte de psihanaliză. Psihanaliză. Și mi-a spus, zice, domnul Văzganian, cartea asta îți dă răspunsul, zice. Sigmund Freud spunea că cea mai mare suferință a omului este lipsa de plăcere. Elevii săi, Adler și Jung, au spus că cea mai mare suferință e lipsa de putere, neputință. Dar Viktor Frankl, generația următoare care a cunoscut și spațiile concentraționare, a spus că cea mai mare suferință a omului este lipsa de sens. Criza de sens. Dacă poporul român are o traumă pe care nu și-a lecuit-o, în primul rând acea traumă este legată de sens. Este legată de steaua polară, pe care noi nu o vedem întotdeauna și pe care o căutăm pe cerurile altora, fără să știm că ea e în noi înșine. Simbolul, vă dau un alt exemplu de simbol. În Cartea Șoaptelor e o scenă în care în deșertul din localitatea Derzor, care acum este în Siria, un tânăr și o tânără, dintr-o dată goi, din lagăr, pleacă în deșert. Și cineva spune să-i oprim, că or să moară de foame și altele lasă să meargă. Poate să găsească un alt Dumnezeu. Care este simbolul aici? Locul ăla de Erzor se situează în triunghiul format de Tigru și de Eufrat. Pe locul ăla, între Tigru și Eufrat, în legendă era paradis. Grădina Edenului. Deci vă imaginați, oamenii au căzut din grădina Edenului, s-au reîntors, dar cum s-au reîntors? Au lăsat paradisul și au găsit iadul.
Deci până la urmă, mersul istoriei, a fost, cum spune psalmistul, o coborâre a treptelor, o coborâre treptată de la paradis către iad. Și ăsta face parte din realitate, pentru că acolo e derzor. Numai că noi nu înțelegem întotdeauna lucrurile și de aceea nici lecția amară a secolului 20 n-am înțeles-o până la capăt. Adică, știți cum e cu secolul ăsta? El calendarist s-a încheiat, el s-a sfârșit, dar nu s-a terminat încă. Nu s-a terminat. Minas Orb, Arthur Frânghian. Hartin Frânghian. Cât își datorează realității, cât e simbol în... În primul traducător și între cei mai prestigioși ai cărții șoaptelor este Joaquin Garrigós, care a fost directorul Institutului Cervantes. Joaquin Garrigós mi-a spus, uite ce, tu spui că personajele de ei sunt reale și evenimentele sunt reale. Mie mi-e greu să cred. Și zice, vreau să mă convingi, că altfel nu dau la tipar. Și am spus, bine, hai vină la Focșani, în orașul copilăriei mele, și el a venit la Focșani cu cartea în mână în cimitirul armenesc și a găsit personajele unul câte unul. Mergea Minas Orbu cu un felinar pe prin întuneric, noaptea conducându-i pe ceilalți oameni ai Focșanilor. Pe Virginica, care se întregăște de soldat, pe bunicul, pe Sahak Sheitanian, botezat Arab Yusuf, pe tot ceilalți, el găsit în cimitir. Dar, fără să-mi spună mie, a venit la București la slujbă duminica să întrebe de Hartin Frânghian. Hartin Frânghian ăsta este un personaj foarte interesant. Este unul dintre cei mai mari binefăcători ai poporului român. Noi vorbim despre Gojdu și fundația lui. Fundația lui Gojdu, până la urmă, din păcate, a rămas oarecum departe de destinul nostru. Acest om, Hartin Frânghian, s-a născut la 1873 în Anatolia. În clipa în care turcii au chemat pe bărbații armeni la arme, pentru că el a bănuit că vor fi chemați, dezarmați și uciși, ceea ce s-a și întâmplat, a fugit și a ajuns în România. În România a făcut tot felul de munci până când a venit criza și la criză un vas care a naufragiat cu zahăr pe el, el a cumpărat încărcătura pe nimic, zahărul acela, a făcut din el bomboane pe care le-a vândut. Și așa s-a îmbogățit. Și a devenit regele zahărului din România. Avea fabrica de zahăr de la Chitila, fabrica de la Timișoara, fabrica de Arad, era foarte bogat. Umbra tot timpul în smoking îmbrăcat. Era un om extraordinar de bogat. Și și-a făcut și testamentul în anii 40. Un testament de umanitate extraordinară. El lăsa, de pildă, Academiei Române bani să construiască spitale pentru oamenii de la țară. În fiecare an să se construiască o școală unde să învețe copiii țăranilor săraci. Casa lui fusese unde e acum cartoful acela în fața clădirii Ministerului de Interne. Acolo avea el casă. A venit naționalizarea, a pierdut tot. Testamentul n-a mai devine putut fi utopic. Aplicat. N-a mai putut fi aplicat niciodată. Și a fugit în munți. După ce a murit Stalin, a ieșit din nou de acolo și ce să facă el? Vă imaginați, în anii ăia, un om deja de peste 75 de ani a făcut ceea ce a făcut o viață, negustorie. Cum nu mai mergea zahărul, că oamenii fiind supărați și când nu-și necază în băutură, era nevoie de ceva sărat. Și atunci ce făcea el? Lua nucile, punea mieji pe plită, îi muia în apă cu sare și punea pe plită și vindea nuci sărate. Și din când în când, atunci când erau sărbătorile mari, spărgea nucile, că era un alt armean care îi împrumutase un ciocan de la de cizmărie, de la mic, spărgea nucile în așa fel încât miejii să rămână întregi și venea cu trenul de noapte la București, în fața bisericii armene de aici și vindea nucile. Și Joaquin Garrigós a început să întrebe lumea în biserică dacă a auzit cineva de Hartin Frânghian și doi dintre ei, constructorul Jirai Gulbenkian și scriitorul Bedros Horasangian, i-au spus, da, ne-am adus, ne aducem aminte cum pe Hartin Frânghian, îmbrăcat cu smokingul lui ponosit. E un alt episod absolut superb în carte, care vine să detensioneze puțin emoția acumulată al ascultatului radioului în Cavou, când în se anunță Cavou moartea lui JFK și bătrânii armeni consideră că poate e timpul de o nouă prigonire, o nouă prigoană și discuția e fabuloasă acolo, cum pun ei la cale. Dar imaginați-vă, am scris în carte, imaginați-vă bunicul meu Setrac Melichian, un om foarte vesel, un om care, după părerea mea, ca și Ivan Turbincă, stârnea în moarte un complex. Moartea n-avea curaj să apropie de el. El nu știa când e născut, ci ca să fie simplu, zicea că s-a născut odată cu secolul.
ca să fie o numai. Știa doar că s-a născut atunci când se cera grâul. Deci undeva prin august, probabil. Asta știa. Și atunci el își număra anii de la 1900. L-a călcat o mașină. A căzut de pe casă când repara casa. N-a pățit nimic. A murit până la urmă de frig. A fost o iarnă îngrozitoare în 1983 și s-au oprit gazele și până la urmă a murit de frig. Adică ceea ce n-a reușit să facă în toate tertipurile moartea s-a făcut până la urmă în felul ăsta. Bunicu. De dimineață avea și niște mătănii, o sorbea din cafea, dar sorbea așa ca să o enerveze pe bunica, care nu suporta, care era dintr-o familie nobilă și nu suporta aceste comportamente. Bunicul făcea așa, după aia radio se prăpădea. Dimineața, diste dimineața, asculta Radio București. După aia asculta la ora 9 dimineața Europa Liberă. După aia asculta Radio Moscova, Radio Tirana. Asta pe Emil Georgescu cu Realitatea Românească, Actualitatea Românească la 5. Asculta Vocea Americii, asculta BBC. Din nou o zi într-o oră la 10 noapte, după care, vezi ce? Totul e minciun. Vedeți, dumneavoastră, noi armenii trăim împreună cu morții noștri. Pentru noi memoria nu e partea trecutului. Și ar fi foarte bine când spun noi, pentru noi armenii, vreau să spun asta și pentru noi români. Aș vrea să, ca pentru noi românii memoria să nu fie a trecutului. Să fie în prezent împreună cu noi, pentru că numai invocând lucrurile care s-au întâmplat, putem să le înțelegem, numai redeschizând rănile putem să le vindecăm, astfel încât să înlăturăm neliniștele de care vorbea Constantin Noica ale sufletului românesc. Sufletul românesc este bântuit, să știți. Există multe traume pe care le ducem cu noi și care izbucnesc temircând. Uneori e nevoie un fleac ca să redeschidă o rană pe care noi o credeam închisă. Noi prea mult am uitat și prea puțin am iertat. Uneori am răzbunat. Uitarea înseamnă indiferență, să știți. Uitarea e o iluzie. Ai impresia că dacă uiți, lucrurile rămân acolo. Nu e adevărat. Lucrurile întotdeauna se repetă, într-un fel sau altul. Pentru că istoria omenirii e o spirală. Răzbunarea e cea mai rea. Pentru că niciodată când te gândești că răscumperi sângele alor tăi, vărsând sângele altora, nu realizezi o egalitate corectă. Pentru că nu există o aritmetică a sângelui. Nu poți să știi câte picături ale dușmanului valorează cât picăturile alor tăi. Și niciodată când deschizi o rană, nu vindeci alta. Răzbunarea multiplică și nu diminuează suferința. Și nimeni niciodată n-a reușit prin răzbunare să vindeci. Iertarea, într-adevăr, iertarea este cea mai responsabilă, dar știi ce greu e să ierți ceea ce e de neiertat. Îți trebuie multă înțelepciune pentru asta. Și mai ales trebuie să, repet, să fie cineva care să-și asume. De pildă evrei, chiar dacă unii nici până azi n-au iertat, evreii au iertat pe nemți. De ce? Pentru că Willy Brandt s-a genunchiat în fața ghetoului de la Varșovia și nemții au dovedit că și-au asumat faptele. Vă imaginați, mergi în Berlin și pe Caldarâm, din când în când, vezi câte o piatră galbenă. Cu... În casa aia a stat cineva care a fost omorât de nemți. Cum ar fi să merg eu în Constantinopol? Pot să merg la Erzărum, unde erau bunicii mei, și să găsesc în fața unui loc o piatră galbenă care să arate că acolo au murit fratele bunicului, cele două surori, părinții, bunici. Sau noi românii să punem câte o piatră unde frații Paragină și cu capitanul Timaru în Vrancea, care știți ce au făcut? Asta o spun pentru tinerii care ne urmăresc. În momentul în care comuniștii luau pământurile oamenilor, ei au luat Hrisovo, prin care Ștefan cel Mare îi împroprietărea pe Râzești, și l-au ascuns în munți, gândindu-se că atunci când or să vină americanii, ei or să iază cu Hrisoavele și să-și iau oamenii pământul înapoi. Ei nu știau că pe americani interesa mai mult Cuba decât România și ei au sfârșit fie în închisori, fie împușcați. Dar toți oamenii aceștia trebuie să facă parte dintr-un sanctuar. Noi când învățăm la școală de Ana lui Manole, ar trebui să învățăm și de Raluca Solojan. Elevă la liceu HD-ul, care a murit împușcată în abdomen, ducând mâncare iubitului ei, care era soldat la Academia Militară. Între Ana lui Manole, care a dus mâncare iubitului ei și care a murit fără să-și asume moarte, și această fetiță de 17 ani, nu e nicio diferență. Când învață fetele la școala de Ana lui Manole, trebuie undeva de desubt să scrie și de Raluca Solojan. Și să-i pun și poza. Că poate printre poza cu Madonna sau cu Simona Halep,
pun și o poză din asta și atunci o fată are altă responsabilitate în viață când știe că fetița asta a murit în locul ei, ca ea să trăiască în locul fetelei. Sunt foarte mulți astfel de... sunt atâtea efigii pe care noi le ignorăm și pentru că le ignorăm, ele ne călăuzesc, că ele sunt bune și îngăduitoare cu noi, că altfel n-ar fi murit pentru noi. Dar ar fi mai bine să ne țină de mână și noi să simțim asta. Deci cărțile mele au această dedicație către români de a continua să scrie cărțile mele cu viețile lor.